Doamnelor, domnilor, bună seara! Urmează știrile Clar TV Muștel. Sunt Monica Tomaș și vă invit să urmărim titlurile ediției. Incendiul la Mănăstirea Nămăiești, acoperișul unei chilii a fost cuprins de flăcări. Amenzi transformate în zile de muncă la Lerești. Cunoscutul fotbalist Marius Axinciuc a revenit la câmpul lung. Necazul s-a abătut peste o călugăriță și fratele acesteia. Din cauze încă necunoscute, chilia în care locuiau a fost cuprinsă de flăcări. Materialul lemnos din spatele clădirii și acoperișul s-au aprins. Din fericire, nu au existat victime, însă pagubele sunt însemnate. Flăcările mistuitoare au fost văzute de maicile aflate la slujbă în bisericuța din stâncă de la Schitul Nămăiești. O clădire veche în care locuiau o călugăriță și fratele acesteia a fost cuprinsă de limbile de foc care se înălțau și amenințau celelalte chilii. Măicuța a sunat la 112 și la fața locului s-au deplasat două autospeciale cu apă și spumă ale detașamentului de pompieri din Câmpul Lung și un echipaj Smurd. Pompierii militari s-au luptat timp de mai multe ore cu focul care a făcut scrum scândurile așezate în spatele clădirii și se propaga cu repeziciune la acoperiș. Intervenția a fost destul de dificilă datorită locului strâmt și accesului îngreunat de zăpadă și gheață. Au ars 20 de metri pătrați de acoperiș, iar în urma primelor constatări, se pare că incendiul ar fi pornit de la cenușa aruncată în spatele chiliei sau o țigară aprinsă aruncată neglijent. Eu am făcut focul când am plecat la biserică. Da? După aia când am venit, am văzut flacăra aici. Când ați venit la biserică? Păi acum, o jumătate de oră, două ori, m-am uluie. Cât e? Ce și în casă cine? Era cineva? Nu era nimeni în casă. Nu era nimeni în casă? Nu. Dar așa nu ardea boli, Doamne Ferește, dacă era el în casă, nu ardea și el nu uitică așa. Nu vreau să vă mint. Și de la ce credeți că a luat atunci? Păi știu, nu știu. Că m-am speriat că am văzut flacăra, dar nu știu de unde. Când ați văzut flacăra? Unde ați văzut? Când am venit la biserică, uite, întrebați și măi, cred că am văzut la biserică. Când ați ajuns acasă, ați văzut flacăra? Da, da, da. Asta a fost. Din fericire, nu au existat victime, însă pagubele sunt destul de însemnate. Cercetările continuă pentru a se stabili cauza incendiului și cine se face vinovat de producerea acestuia. Descoperire macabră într-un lac de acumulare de pe cursul râului Argeș. Doi tineri care se aflau la pescuit au fost aproape de infarct după ce trupul unei femei necate a apărut lângă locul în care ei se aflau. Acești tineri au tras o sperietură soră cu moartea când apa a adus lângă ei trupul unei femei. S-au speriat și au sunat la 112. Ceva în apă și mi s-a părut suspect. Bă, oare ce poate fi? Am zis prima dată că ar fi o păpușă. Să sunăm, să nu sunăm și după aia, hai mă, să sunăm la poliție. Să sunăm la poliție, a venit... Mișca? Nu mișca, era plutea așa, era în jos. Și tu crezi că era deja înnecată? Eu așa cred, da, că era înnecată. Păi altfel dracu să vedea dacă era să... N-ați apucurat să vă apropiați? Nu, no, aici a rămas. Mi s-a mâncat. Era în larg sau aproape de mal? Aproape de mal. Cum să vă explic eu? Un metru și ceva acolo. Era. Ne plimbam încolo. Și dintr-o dată am dat de femeia aceea, plutind așa, și a zis, bă, Gabi, sună la poliție și a sunat la poliție. Și apoi s-a întâmplat. Te-ai speriat când ai văzut așa? M-am speriat oricum. Era aproape de mal sau era mai în mijloc? Aproape, nu era în mijloc, era aproape de mal. La fața locului a sosit un echipaj de la pompieri care a scos din apa râului Argeș trupul femeii. Asupra ei nu au fost găsite acte de identitate, așadar, în primă instanță, nu se cunoștea identitatea acesteia. Polițiștii au verificat toate disparițiile din ultima perioadă. Polițiștii din cadrul Poliției Municipii Pitești au fost sesizați despre faptul că în barajul Prundu a fost găsită o femeie decedată. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili identitatea femeii și a stabili cu exactitate care sunt împrejurările în care a survenit decesul femeii. La aproape mai bine de 24 de ore de la descoperirea trupului neînsuflețit în apele râului Argeș, polițiștii criminaliști au identificat femeia găsită înnecată ieri în barajul Prundu. Aceasta avea 63 de ani și a mai avut tentative de sinucidere în trecut. Sinucigașa se afla sub tratament medicamentos, fiind depresivă.
a fost vizitată în urmă cu două zile de către sora sa. Ieri, sinucigașa care locuia singură nu a mai răspuns la telefon, sora ei nu a apucat să o declare dispărută. Un tânăr șofer din Câmpul Lung a trăit un adevărat coșmar marți seara. Aflat la volanul unui bolid de lux, în timp ce făcea drifturi pe barajul Râușor, autoturismul s-a aprins și a luat foc. Din fericire, nu au existat victime, însă pagubele materiale sunt însemnate, autoturismul ars în totalitate. Teribilismul putea să-l coste viața pe un tânăr șofer din Câmpul Lung. Acesta, împreună cu mai mulți prieteni, au mers pe barajul Râușor, acolo unde au făcut drifturi pe zăpadă, iar la un moment dat bolidul de lux pe care îl conducea a luat foc. Au încercat să stingă focul cu zăpadă, stingătoarele, după spusele unor martori, erau înghețate, însă nu au reușit. Când și-au dat seama că există posibilitatea ca mașina cuprinsă de flăcări să sară în aer, s-au îndepărtat și au sunat la serviciul de urgență 112. La fața locului s-au deplasat două autospeciale cu apă și spumă, dar și un echipaj al poliției rurale Lerești. În ciuda intervenției prompte a pompierilor militari, din bolidul de lux nu a mai rămas decât un morman de fiare, acesta a ars ca o torță. Din fericire, nu au fost victime, însă pagubele sunt însemnate, mașina a ars în totalitate. Din câte se pare, incendiul s-a produs de la un cablu electric. Doi tineri de 30 și respectiv 31 de ani din comuna Bogați s-au ales cu dosar de cercetare penală pentru tâlhărie. Aceștia l-au bătut pe un consătean al lor, după care i-au luat lemnele. Pentru fapta lor au stat 24 de ore în arestul poliției, însă judecătorul de drepturi și libertăți i-au eliberat urmând a fi cercetați în stare de libertate. Doi tineri din comuna Bogați s-au dus la furat de lemne și au comis și o tâlhărie. Cei doi, în vârstă de 30 și respectiv 31 de ani, s-au dus la pădure cu mașina la furat de lemne. Când au ajuns, au întâlnit un alt localnic de 33 de ani, din aceeași localitate, care avea o căruță încărcată cu lemne. Bucuroși că le pot lua de-a gata, tăiate, cei doi l-au lovit pe consăteanul lor și au încărcat lemnele din atelaj în mașina lor, după care au plecat acasă liniștiți. Victima a sunat la 112, iar oamenii legii i-au ridicat pe făptași și i-au condus la sediul poliției din Topoloveni pentru audieri. Pe numele lor au fost întocmite ordonanțe de reținere pentru 24 de ore, astfel că și-au petrecut noaptea în arest. Marți, cei doi au fost prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Topoloveni cu propunerea de arestare preventivă. Judecătorul de drepturi și libertăți a dispus eliberarea acestora și cercetarea lor în stare de libertate. Administrația Comunei Lerești a găsit o modalitate prin care amenzile primite de contravenienți să fie achitate. În urma unei hotărâri judecătorești, acestea au fost transformate în ore de muncă în folosul comunității. Inițiativa primarilor din Mușcel în a găsi soluții pentru a recupera bani la bugetul local este din ce în ce mai eficientă. După ce primarul din Bughea de Jos le-a tăiat ajutoarele sociale celor care aveau venituri nedeclarate, urmează primarul din comuna Lerești care a găsit o soluție în a recupera amenzile de la cei care nu și le achită. Printr-o hotărâre judecătorească, toți cei care au deplătit sancțiuni contravenționale sunt obligați să execute muncă în folosul comunității. De la această obligativitate nu se poate sustrage niciun rău platnic, deoarece aceștia sunt verificați permanent de polițiștii din cadrul poliției rurale. Văzând execuția bugetară la sfârșitul anului 2017, în care vreau să vă spun că avem un deficit destul de mare prin neîncasarea amenzilor și mai ales neîncasarea amenzilor de la cetățenii de etnie romă din satul Pojorâta, amenzii făcute pe delicte silvice, care se ridică la valoarea de aproximativ 17 miliarde de lei vechi, la sfârșitul anului, mai precis după data de 10 decembrie, am început o campanie intensivă cu aparatul de specialitate din subordinea primarului de demararea a procedurilor pentru transformarea amenzilor în zile muncă. Până la ora actuală avem deja în jur de 2 miliarde jumătate hârtii trimise, documente la toate instituțiile, inclusiv la instanțe. Deja au început să ne sosească hotărârile judecătorești. La ora actuală avem patru dosare pentru care s-au transformat amenzile în zile muncă. Sunt la lucru, sunt monitorizați de personalul din subordine care a fost desemnat pentru a supraveghea
evoluția și programul orelor de muncă în folosul comunității și sperăm prin această metodă să reducem aceste amenzi care pentru noi la bugetul local constituie o piatră de moară. Toți cei care au probleme cu legea vor lua parte la toate lucrările din comună până când prejudiciul va fi recuperat. Bilanțul accidentelor produse pe drumurile dâmbovițene în prima lună a anului arată 3 accidente rutiere grave, soldate cu decesul unei persoane, rănirea gravă a altora și vătămarea a 7 persoane și alte 40 de accidente ușoare, în urma cărora au suferit răni ușoare peste 50 de oameni. Principalele cauze ale acestor evenimente produse în trafic sunt nerespectarea regulilor privind acordarea priorității de trecere, viteza și abaterile comise de pietoni. În prima lună a anului 2018, pe drumurile din județul Dâmbovița s-au înregistrat 3 accidente rutiere grave soldate cu decesul unei persoane, rănirea gravă altor 3 și vătămarea corporală a 7 persoane. De asemenea, s-au produs 40 de accidente de circulație ușoare, în urma cărora peste 50 de persoane au suferit vătămări corporale ușoare. Comparativ cu perioada similară a anului trecut, evenimentele rutiere grave scad cu 33%, iar numărul persoanelor decedate cu 50%. Principalele cauze generatoare de accidente de circulație sunt nerespectarea regulilor privind acordarea priorității de trecere, viteza, abaterile comise de pietoni și pătrunderea pe sensul opus de mers. Încălcarea regulilor privind acordarea priorității de trecere a determinat producerea a 16 accidente, iar viteza excesivă și neregulamentară, 6 accidente rutiere, dintre care 3 au fost grave. Pe fondul indisciplinei pietonale s-au înregistrat 4 accidente ușoare, iar ca urmare a pătrunderii pe sensul opus de mers, 3 evenimente rutiere ușoare. Combaterea traficului ilicit de bunuri culturale este una dintre preocupările Departamentului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Dâmbovița. Compartimentul pentru protejarea patrimoniului cultural național și poliția verifică periodic anticarii și comercianții de vechituri din târguri pentru a se asigura că nu se vând bunuri culturale sustrase din situri. În județul Dâmbovița nu există niciun magazin autorizat pentru a comercializa bunuri de patrimoniu. Situația anticariatelor existente nu apare în mod clar reprezentată de lege. Astfel că, în acest moment, funcționarea magazinelor cu vechituri nu depinde de o autorizație eliberată de Ministerul Culturii. Chiar și în aceste condiții, polițiștii dâmbovițeni cu atribuții privind protejarea patrimoniului cultural mobil desfășoară periodic activități de control, atât în anticariate cât și în târgurile de vechituri. Bunurile culturale mobile ar trebui comercializate doar prin magazine specializate și autorizate de Ministerul Culturii. Pot să vă spun că în Dâmbovița nu avem un astfel de magazin. Avem câteva magazine gen anticariate pe care le-am verificat și cu cei de la Direcția de Cultură. S-au cerut un punct de vedere la Ministerul Culturii să se poată stabili cu exactitate dacă ar trebui sau nu autorizate. Deocamdată lucrurile trenează de câțiva ani și nu s-a luat o decizie că ar trebui autorizate, cel puțin bunurile care au fost găsite la ei. Ultimele verificări sunt acum câteva 2-3 luni. Mi s-a comunicat că nu ar fi de genul care ar necesita autorizarea, adică nu ar fi bunul susceptibil de a face parte din patrimoniul cultural național. Noi nu avem atribuția de a aplica sancțiune pentru că se desfășoară activități de vânzare neautorizată. Atribuția revine tot așa Direcției de Cultură, dar neavând niște norme clare, nici unele lor nu pot să aplice o sancțiune și nu le pot impune acestor magazine să-și obțină autorizație. Obținerea autorizației înseamnă o procedură de a angaja un expert, de a... Și majoritatea bunurilor sunt aduse din străinătate, din târguri de vechituri. Dar facem verificări periodice, chiar și acolo la Doi Brazi, unde ați văzut că se mai vând, că cine știe ce găsim la un moment dat. Dacă găsim ceva care într-adevăr prezintă suspiciuni, în mod sigur o să ridicăm, să-l prezentăm unor specialiști și să vedem ce s-a întâmplat cu bunul respectiv. Am aplicat sancțiuni și ridicat astfel de bunuri, cel puțin cele care aveau o vechime mai mare de 50 de ani, dar sunt bunuri comune, nu cred că au șanse să fie clasate, dar am depus confiscarea lor și predarea către Direcția de Cultură.
Prin astfel de verificări, oamenii legii încearcă să prevină și să depisteze vânzarea ilicită de bunuri culturale, știut fiind faptul că, în ultimii ani, țara noastră s-a confruntat cu serioase probleme în această privință. Un cartodrom va fi amenajat la Târgoviște. Consilierii locali au aprobat deja tema de proiectare pentru această investiție, estimată la peste 4 milioane de lei. Noul obiectiv va fi amplasat în zona complexului turistic de natație și va ocupa o suprafață de 40.000 de metri pătrați. La Târgoviște a mai existat un cartodrom în urmă cu câteva decenii, iar autoritățile vor să reînvie această tradiție pentru a asigura mai multe activități destinate tinerilor. Zona complexului turistic de natație de la Târgoviște va fi completată și cu un cartodrom. Consilierii locali municipali au aprobat în cadrul ultimei ședințe tema de proiectare pentru noul obiectiv. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiție amenajare cartodromul municipiul Târgoviște, zona poligon. Cartodromul ce se propune va fi amplasat în municipiul Târgoviște, strada Calea Ialomisei numărul 3C, în zona poligonului auto. Acesta va avea o suprafață de aproximativ 39.466 de metri pătrați și o formă neregulată. În contextul finalizării complexului turistic de natație, care se află în imediată apropiere, Primăria Municipiului Târgoviște consideră oportună realizarea unei investiții prin construirea unei noi piste destinate iubitorilor acestui sport, prin care să se redea locuitorilor orașului Târgoviște și nu numai, sub forma unui circuit dedicat motor sportului de tip karting de agrement, o zonă care acum este inutilizabilă. Investiția ar atrage după sine cursuri de inițiere karting, plimbări de agrement, concursuri, activități care ar putea fi desfășurate aici și care ar putea atrage foarte mulți copii și tineri. Investiția va costa peste 4 milioane de lei, bani care vor fi asigurați din bugetul local. Juniorii de la Academia de Fotbal Faru Constanța se pregătesc în aceste zile pe meleaguri muștelene. Antrenorul Marius Axinciuc, fost jucător la Aro în perioada 2001-2003, și-a adus jucătorii la munte, mai precis la Lerești, acolo unde și-a stabilit cartierul general. Iar marți, micuții marinari au efectuat un prim joc de pregătire cu echipa similară a celor de la CSS din Nicu Golescu. Fosta gloria Farului din Constanța, Marius Axinciuc, se află în aceste zile pe meleaguri muștelene împreună cu juniorii de la Academia de Fotbal a clubului de la Malul Mării. Sache, așa cum îi spun apropiații, cunoaște foarte bine zona Câmpulungului și a Muștelului din perioada în care a îmbrăcat tricoul defunctei Aro Câmpulung și astfel a decis ca juniorii constanțeni să efectueze un stagiu de pregătire centralizat la poalele Măgurii, la Lerești. Micuții marinari trag tare la antrenamentele comandate de Axinciuc pe zăpada de pe terenul parc, dar și în sala de sport, acolo unde efectuează mai multe exerciții de mobilitate și de readaptare la efort. Marți, juniorii Academiei Farului Constanța au și efectuat un prim joc amical pe terenul 2 din complexul sportiv Muștel, unde au întâlnit formația similară a clubului sportiv școlar din Nicu Golescu. Partida a avut 3 reprize a câte 30 de minute, prilej pentru cei doi antrenori, Axinciuc pe o parte și Bogdan Drăgănescu de partea cealaltă, să evolueze cu 3 echipe diferite. În prima repriză, muștelenii s-au impus cu 1-0, pentru ca repriza a doua să termine la egalitate. În repriza a treia, marinarii s-au impus de o manieră categorică, câștigând la general cu scorul de 4-1. În primul rând pentru condițiile foarte bune, mă știam zona de pe vremea când eram fotbalist, oamenii deosebiți care sunt în această zonă și mai ales pentru prietenul meu, Bobby Dascălu, manager de la Selerești. Când ați venit și căsați? Am venit mică după amiază, în jurul orei 14, vom rămâne în zonă până sâmbătă după amiază, sâmbătă fiind data de 10, până ne întoarcem acasă. Eu le mulțumesc pe această cale că au venit, sperăm să colaborăm și pe viitor și să mai facem meciul de pregătire chiar și la ei acasă, de ce nu? Reîntâlnirea cu marele fotbalist Marius Axinciuc la Câmpulung a fost una plăcută, mai ales că acesta nu a uitat clipele frumoase trăite pe terenul de joc atunci când evolua pentru Aro Câmpulung. Primul rând știu că au fost niște condiții deosebite, spectatorii erau tot timpul alături de echipă, indiferent de rezultate, și au fost tot timpul oameni iubitori și cunoscători de fotbal.
Marius Axinciuc a evoluat la Câmpul Lung în perioada 2001-2003, în 24 de jocuri reușind și 2 goluri. La Liga 1 a jucat pentru Farul Constanța, Rapid București, FC Național și Ceahlăul Piatra Neamț, adunând 169 de prezențe, reușind să înscrie de 8 ori. Abia sosiți dintr-un stagiu de pregătire centralizat de 7 zile la Govora, juniorii de la CSS din Nicu Golescu, antrenați de profesorul Ovidiu Tică, vor intra în febra jocurilor de verificare. Primul se va disputa joi în capitală, în compania formației similare a celor de la Dinamo București. Juniorii mușceleni de la CSS din Nicu Golescu, care activează în campionatul republican de fotbal Under 15, sunt la mare căutare. După ce au efectuat mai multe jocuri de pregătire în compania unor echipe de renume, cum ar fi Academia de Fotbal Voluntari, FCSB Juniorul București, iată că de această dată au fost solicitați să joace o partidă amicală tot în capitală de către clubul din șoseaua Ștefan cel Mare. Proaspăt reveniți dintr-un stagiu de pregătire centralizat de 7 zile la Govora, juniorii mușceleni nu au liber. Astfel, mâine de la ora 15:30, CSS din Nicu Golescu va efectua un test util în compania formației similare a clubului Dinamo București, echipă pregătită de un fost jucător al formației Aro Câmpul Lung, Sorin Bucuroaia. Amicalul de mâine este un bun prilej pentru Dragoș Horeboiu, Răzvan Iosifoiu și Mihai Gheorghe, jucători monitorizați de mai multe cluburi din țară pentru a fi înregimentați de acestea, cum ar fi Rapid București, Academia de Fotbal Voluntari sau FCSB. Mâine în județul Argeș vremea va fi în continuare instabilă. Cerul va fi variabil, mai mult noros și este posibil să plouă. Termometrele vor înregistra valori ce vor varia între 7 și 10 grade Celsius. În partea de nord a județului, termometrele vor înregistra până la 8-9 grade Celsius. În partea de sud se vor înregistra până în jurul a 10 grade Celsius. Și la Pitești, cerul va fi acoperit de nori, este posibil să plouă, iar termometrele vor înregistra până la 10 grade. Și la Câmpul Lung, de asemenea, vremea va fi instabilă, sunt semnalate precipitații, iar termometrele vor înregistra până la 7 grade Celsius. Nici în Dâmbovița vremea nu va fi mai frumoasă, cerul va fi variabil, mai mult noros, sunt semnalate precipitații, iar termometrele vor înregistra temperaturi ce vor varia între 3 și 10 grade Celsius. În partea de nord a județului vor fi înregistrate până la cel mult 9 grade Celsius. În partea de sud vom avea 7 grade la Vișina și la Corbii Mari. Vor fi înregistrate 8 grade la Petrești, vor fi 10 grade la Găiești și la Titu, dar și la Târgoviște. La noapte cerul va fi în continuare acoperit de nori și va ploua, iar termometrele vor înregistra până la cel mult 2 grade Celsius. Mâine, așa cum spuneam, cerul va fi variabil, mai mult noros. Sunt semnalate precipitații, iar termometrele vor înregistra până la 7 grade. Ziua de vineri, de asemenea, va fi una mohorâtă, cu cer variabil, mai mult noros și temperaturi de până la 8 grade Celsius. Va ploua în continuare. Abia sâmbătă este posibil să scăpăm de ploi. Cerul rămâne acoperit de nori, iar termometrele vor înregistra până la 6 grade. Acestea sunt deocamdată datele. Mâine voi reveni cu noi informații. Doamnelor, domnilor, punem punct aici grupajul informativ de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de noi. Urmează emisiunea Univers Cultural. Vă doresc vizionare plăcută!